Există un copac pe care nu ar trebui să îl atingi niciodată. Acesta poate provoca boli grave precum cancerul și poate cauza chiar și deces. Conform știrile ProTV.ro, Cristofor Columb l-a numit merișorul morții. Planta tropicală fiind unul dintre cei mai otrăvitori copaci de pe planetă, potrivit Centrului Național de Informare în Biotehnologie. Arborele nativ în America Centrală, Nordul Americii de Sud, Florida de Sud și Caraibe oferă fructe înșelător de dulci și deține recordul mondial pentru cel mai periculos copac. Fructele sunt cea mai evidentă amenințare, putând provoca ore de agonie și chiar moarte după doar o mușcătură. Deși merele sunt otrăvitoare, fiecare dintre celelalte părți ale copacului este toxică, potrivit Institutului de Științe Alimentare și Agricole din Florida. Aceasta include scoarță, frunzele și seva lăptoasă, o picătură putând pârjoli pielea celor care se așează la umbra lui. Chiar și fără a atinge copacul în sine, oamenii au fost arși de seva groasă și caustică, în timp ce ploaia o clătea peste ei. Arborele conține un cocktail de toxine cunoscute, precum și unele care nu au fost încă identificate. Câteva acționează instantaneu. Simptomele de la contactul cu seva variază de la o erupție cutanată și dureri de cap până la dermatita acută, probleme severe de respirație și orbire dureroasă temporară. Arderea sau tăierea lemnului nu este recomandată, deoarece fumul și rumegușul acestuia ard pielea, ochii și plămânii. Consumul de fructe provoacă de obicei dureri abdominale, vărsături, sângerări și leziuni ale tractului digestiv. Moartea este considerată un risc, dar mortalitatea cauzată de ingerarea fructelor este rară. Totodată, unii compuși din arbore favorizează creșterea tumorilor benigne și maligne, relatează știrile ProTV.ro.